Doamnelor, domnilor, continuăm programul informativ actual cu un grupaj de știri pe scurt. Un tunisian de 33 de ani, suspectat de conexiuni cu filiere jihadiste internaționale, a fost reținut la hotar în timp ce intenționa să intre pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit poliției de frontieră, acesta a vrut să treacă prin punctul Sculeni, având drept itinerar Republica Moldova, Ucraina, Federația Rusă, Kazahstan, punctul final de destinație fiind o regiune autonomă din China. Ofițerii SIS au depistat materiale și dispozitive informaționale cu caracter extremist islamic. Bărbatul a fost deferit organelor abilitate din România. Doi bărbați sunt anunțați în urmărire de poliție fiind suspectați de furt. Aceștia urmează a fi identificați și cercetați penal pentru că ar fi sustras o geantă lăsată în dulapul de păstrare al unui magazin. Victima a declarat polițiștilor că în geantă se aflau lucruri personale și bani în sumă de 5.000 de lei. Cei care i-au recunoscut sunt rugați să sune la 902. Dacă vor fi reținuți, suspecții riscă 2 ani de închisoare. Cei mai norocoși locuitori ai capitalei vor primi de Hramul Chișinăului 3 abonamente de încălzire gratis la apartamente și la apă caldă. Directorul general al Termoelectrică a anunțat o tombolă în urma căreia 3 persoane vor avea parte de căldură gratis. Condițiile de participare sunt simple. Doritorii de a se înregistra la tombolă trebuie să vină în Piața Mare Adunări Naționale de Hramul Orașului, să prezinte facturile achitate pentru energie termică și apă caldă și buletinul de identitate. Persoanele care se vor alege cu premiul 1 vor beneficia gratuit de căldură și apă caldă timp de 3 luni, cei cu premiul 2 de 2 luni, iar cei cu premiul 3 vor avea parte de căldură gratuită și apă caldă în luna decembrie. Extragerea biletelor câștigătoare va avea loc pe 14 octombrie la ora 16 la standul Termoelectrica de pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt. Ministerul pentru Românii de Pretutindeni lansează proiectul pilot Descoperă și Cunoaște România, care se va desfășura în București în perioada octombrie-decembrie 2017. În această primă etapă, programul vizează participarea tinerilor etnici români din Republica Moldova, urmând ca edițiile viitoare să fie dedicate anual celorlalte comunități românești din afara granițelor țării. Startul înscrierii candidaților a fost dat pe 4 octombrie. Pentru a deveni participanți în cadrul proiectului, doritorii trebuie să completeze un formular de înscriere, să pregătească o scrisoare de intenție, o copie a actului de identitate și un document ce confirmă rezultate remarcabile în domeniul literaturii, sportului, muzicii, artelor plastice și promovării identității românești. Depunerea dosarelor se poate face până mâine, 10 octombrie, ora 20, pe adresa cunoașteromânia@mprp.gov.ro.